Tu înțelegi asta? Oh! Dar voi înțelegeți asta? Da, da. Planul primit. Morenico, mă! Doamnelor și domnilor, săriți de pe fix, vă prezint o capodopera, Sărbătoarea la Cazan. În rolurile principale, proprietara cazanului, Anisia Gafton. Vecinul proprietarei, șofer de tir, Alex Bogdan. Preotul satului, Lucian Ghimiș. Anisia și Alex, intrați! Sunteți doi țărani unși cu toate alifiile. Anisia este proprietara de cazan, Alex este vecinul, șofer de tir. Măi! Trăiască țuica! Trăiască țuica! Fie țuica cât de rea, tot aici în o grădă! Vecină! Stai să bem, să uităm din noi! Da! Bă, să facem cea mai bună țuică, dar din ce, băi? Alex a venit din Spania cu o rețetă nouă. Hai să nu mai bem cum beau toți proștii! Eu m-am întors din Spania. Așa? Am o rețetă să o facem. Ce rețetă? Țuică din tricouri. Țuică din tricouri? Da, mă. Am auzit din pufoaie, dar din tricouri. Da, să vreau că de firmă, mă, sunt bune, mă. Ia tricou. Dă-mi pe la mof, știi că o să ai culoare de prune, știi? Da, mă, tu ia tricouri acolo, adu-le cât mai multe să fie. Hai să deschidem asta. Să deschidem asta. Bă, mă. Dar nu știu. Ține, mă, de asta. Ține de asta. A, de asta să țin. Vecină. Păi da. Te-ai băut deja? Ține. Ține de la... Ține de la vecin. Nu suficient, îți spun sincer. Ține acolo. Bă, vreau să ia faci. Mâna. Ia. Așa. Uite, acum. Hai, da și pupă. Așa să fie. Hai, Doamne, ajută. Ia, da și pupă. Hai, ce bun miroase. Bă, ăla-i transpirat. Nu-i transpirat. Bă, da, ăsta o să iasă cu buchiată. Stai să dăm un pic, stai să dăm cu aromă un pic. Hai, aromatera, bă, aromatera. Bă, așa, pupă acolo, bă. Capacul. Tricouat o să o numim. Da, capacul. Da, capacul. Eu sunt campioană mondială la trageri la măsea. Îți arăt că ai un dans aici. Salaba la țeși cu mâna. Hai să avem un pas. Numai un hai să avem să-i dure. Adusă doamnea mândru. Ia uite! Hai să dăm! Limbo cu cazanul de țuică. Ne calmăm. Ne calmăm. Apare Lucian, preotul satului. Doamne! Chiar că, Doamne! Doamne! Să rămână, părinte! Doamne! Să rămână, părinte! Să rămână, părinte! Dea Dumnezeu sănătate! Părinte! Vreau neapărat să sfințești tricourile, să le convertim la țuică. Fă-ți treaba, magia. O clipă că trebuie să pornesc. Ia. Că... Dați-i la cheie, dați-i la numele. Dați-i o cheie. Așa. Oh, Enoriașa, Taichi, stai liniștită. Ale, nu. Exact asta am zis când am zis să stai liniștită. N-am cum. Ai intuit la fix. Eu să mă mai iune. Cazan, părinte! Mai mult spre cazan! Aghezmuiește, să ne aghezmuim și noi după aia! Dați-i că e o formulă nouă! Lucian a greșit vorbele. Cazanul pierde lichid. Nu! În partea de jos. Nu! Valeu, părinte, ce-ați dat? Ce-ați dat, părinte? Ați dat din invers? Ai pus un tricou cu gaură? Nu! Ui, doar cazanul ăsta e de firmă, e bine viat de și ăla cazanul ăsta. Nu știu cum s-a stricat, de la bușii, părinte, zic eu. Părinte, uite, sfințiți repede asta. Da. Da.
mulțumesc! Se desfac aici? Hai, dacă! Eu am oșmoane făcute, zic eu la câine! Am oșmoane făcute, hai! Părinte, vreau să-ți dau o cornată, dar înainte să o sfințești că e de la cornorat? Da. Da? Stai așa? Că ajung la ea cu... Nu-i așa că deja mă enervez! Aduc cornata aia! Mersi! Nu, vecină! Hai, deschide gura! Ca la cal! Hai, părinte! Mă! Alex, cornata aia a făcut minuni. Te-a prins după Anisia. Vecină, eu las camionul pentru tine, vecin. Vrei să fii femeia mea? Până când lipsa ți-ui cineva despărțit. Da, Anisia, vrei. Da, da! Da! Lucian, adu-re pe de pirostriile. Atenție, veniți, veniți aici. Ia. Da, păi, puișori. Bă, dai să acum. Unde pleci, bă? Din acum, bă. Hai, unde pleci, bă? Dacă nu veniți mai repede, vin eu să vă iau. Haide, vin aici. Perfect. Treci lângă roabă. Atenție la mine. Ia-te. Vai, ce frumos ești. Robule, vrei să te nenorocești, să o iei de soție. Ia-te. Da, părinte. Mor de mila ta. Vrei să-l iei pe tâmpitul ăsta care nu știe ce face? Eu nu doresc rău nimănui, dar lui da. Haideți cu toții, deci să dăntuim. Muzică, nu! Muzică, voi toți ați uitat de soțul Anisiei, care intră acum brusc. Să trăiască mireasa, mă! Cătălin, ai nimerit la o nuntă, dar nu prea înțelegi a cui. Părinte, ce se întâmplă aici? Ești tu tot. De emoție. Ce emoție, părinte? Care ți-a creat emoția mai mare, părinte? Eu doar mi-am făcut datoria. Anisia, da-și, mă! Ce îi cer părintelui să facă o slujbă triplă. Părinte, am nevoie de o slujbă. Dispovedanie înaintea după aia. Am nevoie de o slujbă de dezlegare între mine și el. Nu mai știu cu cine sunt căsătorit, îți spun sincer. Păi și una de mormântare. Patru slujbe. Între mine și el de legare, între mine și el de dezlegare de bătaie. Ca să se înfăptuiască acest de dezlegare, da, trebuie să vă rostogoliți, părinte, îmbrățișați. Ce? În jurul cazanului. Așa, așa trebuie. Asta-i datina de strămoșească. Hai și așa. Printre cazan. Hai, printre cazan. Printre cazan. Printre cazan. Alo, Alexia. Gata. Iauzi. Gata, iauzi. Scoate. Lasă țeava. Lasă țeava. Mă simt dezlegată, mă. Ce dezlegată? Că te dezleg eu acum. Vă leu. Lucian, îl liniștești și pe Cătălin. Ia. Cătălin, liniștește-te. Pă, bune. Cătălin este liniștit și și-ar dori să-l ierte și pe Alex ca să nu-l joace în picioare. Da. Pentru asta zic, Alex trebuie să facă ca găină. M-am mai liniștit puțin, părinte. Eu te-am liniștit puțin? Da. Părinte. Dar aș vrea ca să mă liniștesc și pe ăsta. Da. Oulă, Doamne, am chinuat că ia-ți de Cătălin botezat. Da. Trebuie să faci ceva. Ce să fac? Orice. Trebuie să faci numai ceva. Numai să nu dați bucată. Că nu se poate să stăm în situația asta. Fă găgăina. Mai, fă găgăina. Gata. Toată lumea este liniștită.
Gata. Și acum, Lucian, îi inviți pe toți la dans. Aș vrea să vă invit la dans. Fără găină, găina e găină. Să-l introduc pe primul invitat special de astăzi, doamnelor și domnilor, Cătălin Botezatu! Mersi!